Vreau să vă rog să-mi spuneți, ați vorbit despre semnarea apropiată a contractului cu Astra, dar acele tramvaie vor veni, cred, vor începe să vină peste aproximativ 15 luni, probabil în cel mai scurt timp. Cele de la Pașcani nu mai vin. Știu că totuși STB-ul construia la Urac, s-au început să se construiască niște tramvaie. Avem șanse să vedem ceva tramvaie noi anul ăsta în București? Din nu câte cred. Știți? Nu cred. Nu știu. Știu că a fost la un moment dat o asociere între URAC și Astra pentru construirea de tramvaie. Știu că este un prototip. Tot ce putem să ne așteptăm este ca URAC să modernizeze niște tramvaie din cele pe care le avem deja. Asta este așteptarea. La fel, răspunsul exact la această întrebare este când vom ști care este bugetul pentru investiții și când vom ști ce și cu noua conducere, după cum știți, care urmează să fie pusă la STB, o să putem să estimăm care este calendarul de investiții pe anul ăsta. Dar noi, în niciun caz, anul ăsta.